Salutare tuturor și bine ați venit la al doilea episod din How To. Astăzi am să vă arăt cum să scăpați de acea fereastră atunci când vreți să deschideți un fișier care tocmai l-ați downloadat direct din browser. Dacă nu știți la ce mă refer, am să vă arăt chiar acum. Deschidem browserul, downloadăm un fișier oarecare. După ce s-a terminat, dăm click pe el și ne va apărea această fereastră, acest security warning. Ca să scăpăm de aceasta, mergem în Control Panel, la Internet Option, la tabul Security, după aceea dăm click pe acest buton Custom Level. În această listă o să căutăm Launching Application and Unsafe Files. Dăm în jos, în jos, în jos. Și uitați aici, Launching Application and Unsafe Files. După cum vedeți, este pe prompt. Îi dăm Enable, dăm OK, Yes, OK, închidem, iar acum ar trebui să nu mai apară. Ia să vedem. Yahoo Messenger, downloadare, OK. Dăm click și după cum vedeți ne-a pornit direct. Vă mulțumesc, nu uitați să dați un like și un subscribe dacă v-am fost de ajutor. La revedere!